Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou joc. Acest joc se numește Castle Crush. Este un joc pe mobil. Mi se pare un joc foarte interesant. Mi-au plăcut aceste jocuri numite... Ia să-i pun o bombă la băiatul ăsta aici, că văd că trage bine. E puternic, dar nu prea arătos. Întotdeauna mi-au plăcut acele moduri de la Warcraft, care se numeau Tower Defense. Nu știu câți dintre voi ați jucat sau nu, erau pe calculator. Acest joc este un fel de Tower Defense, în schimb este cu wave-uri și este cu apărare și atacare. Și după cum se vede, am câștigat. Ok. Pot să deschid aceste cufere, 12 secunde. Haideți înapoi să vedem deck-ul meu. Ce deculeț avem aici. Putem să facem upgrade la aceste bombe, dar câți bani am? Ok, facem upgrade. Acest joc este gratuit și se găsește pe iOS și Android, se găsește pe Market sau pe Apple Store. Este un joc interesant, eu cred că o să fie următorul... Ia să vedem ce-mi pic aici în cutiuță. Odată aici un arcaș, facem upgrade la arcaș, super, oh! Am primit un pirat. Hai să deschidem și pe cealaltă. Și până una alta facem upgrade la arcaș, pentru că avem nevoie de... Ia uite, m-am dat și drumul la cameră. N-are nimic, băieți. Dacă eram în pielea goală, ce făceam? Așa, și am primit acest info. Ia să vedem. Damage 94 are. Atac 22, mamă, e super, dar cred că dă... Hai să vedem ce mai primim, că mai avem o cutiuță aici. Pentru cei care sunt noi pe canal și nu știu despre canalul meu, fac o grămadă de gameplay-uri cu jocuri noi care apar pe mobil, cu jocuri noi care apar pe Steam și jocuri noi care apar în general, și mai ales cu cele gratuite, pentru că cele gratuite sunt pentru toată lumea. Dacă ești nou pe acest canal, dă-i și tu un like la acest videoclip și lasă și tu un subscribe. Dacă ai întrebări sau nelămuriri, poți să-mi lași în comentarii. Urmărește și celelalte episoade pe care le am cu alte jocuri. Deci am primit aici un orc. Mi se pare interesant orcul. Ia să vedem deck-ul. Ok, ăștia sunt noi și mi se pare interesanți. Haideți să mai dăm un battle. Mai trebuie să câștig încă 3 battle-uri dacă nu mă înșel. Arăta acolo. Să vedem dacă mă lasă să folosesc și... pardon, și... cei noi pe care i-am. A, uite-l, ăla e. Și eu am și pe marinăreasa asta. Ia să o pun eu aici pe forță. Mamă, ăsta îmi bate om, mă, ești nebun. Next double. Gata, ticule, am câștigat, ești nebun. Deci eu am mare încredere în jocul ăsta, că o să aibă succes, pentru că mie îmi place. Nu îmi plac foarte multe jocuri de pe marketul de la Android, dar acest joc mă atrage. Îmi place chestia asta să în funcție de skill-ul pe care ai și cunoștințele pe care le ai și cât de bine joci și cât de... Astea îți influențează câștigul în acest joc. Deci dacă eu aș pune doar pe prima linie acei monstruleți, acei soldați ai mei, mamă ce bombă mi-a dat nebunul. Sire NATO, aolo, cred că mă joc cu player de data aceasta. Sire NATO, da, s-ar putea să fie un meci cu player de data asta, să nu mai ne jucăm cu... Hai mă, nu tragi și tu, pirato! Uite ce bombe de nebuna, bum, 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 bum! Dar s-ar putea acesta încă să fie un bot al jocului, să fie un fel de training, pentru că abia am instalat jocul.
Nu uitați, dacă vă place băieți, se numește Castle Crash. Se găsește pe Android. Ia să deschidem cutiuța, să vedem la ce putem face update. Am primit și bani, asta mi se pare interesant. Epic articule! Epic Card Mage. Abia aștept să joc cu el. Hai să-l deschidem și pe acesta. 12 secunde. Ia să vedem deck-ul, ce se întâmplă în deck. Ce avem acolo? Putem să facem upgrade la ceva? Nu. 1 din 4, 1 din 2, nu putem să facem nimic. Acesta este nou și are damage 129 față de asta care avea 59, 97. Nu are și foarte mult, dar totuși este un epic. Ia să vedem și ce deschidem aici. Și apoi ne luptăm pentru chestul Inferno, dar asta cred că îl dă cumva pe jos. Și scheletonii, da, tipic acestui joc. Haideți să mai câștigăm un match și apoi vedem ce pică în cutiuța albastră. Sir Antonio. O să bat toți sire ăștia de o să-i căpăcesc. Îi punem prima dată. Dați-i cât mai în spate ca să ai timp să pui și alții. Aoleu, ce mi-a pus aici. Mage-ul ăsta, vreau să stâng pe... Gata, Mage-ul. Ia uite-ți ce frumos e Mage-ul, ce frumos e. Vreau să-l văd cum lovește, vreau să-l văd cum lovește. Hai, magicianule, show your power. One shot i-a dat, ești nebun, bine, mai avea și puțină viață, dar... Gata, ticule, am câștigat. Haideți să vedem ce pică și în această cutie. Cutiuța Silver. Am făcut și achievement, mare achievement. Current Castle, Card Unlocks. M-am deblocat o grămadă de chestii. Ce avem aici, da, mai avem noi până ajungem acolo. Cum o să mă numesc eu? Cum o să mă numesc, băieți, oare? Pericol, ticule, că sunt Sir Pericol. Ok. Așa, ia să vedem, putem să accesăm store-ul, normal că putem să accesăm. Dar mi-a 3 ore. Am să deschid cu cristale acest silver pentru a-l vedea, bă, voi care vă uitați la mine, să le începic aici. 4 scheletoni, nimic important, nu trebuia să deschid. Unde sunt scheletonii mei? Băi, unde sunt scheletonii mei? Uite-mă aici. Upgrade. Upgrade la băieții de elită aici, la scheletoni. Mai am încă 2. Da. Ok. Băieți, cam ăsta a fost episodul. Puteți vedea aici toate chestiile pe care sunt apărute, info, noi, nu știu ce. Cam ăsta a fost episodul. Mai fac un mic battle aici demonstrativ pentru voi, pentru că acum s-ar putea chiar să joc cu player. Și vreau să văd dacă e din America băiatul, eu sunt din România, mi-apare steagul sus în stânga, îl puteți vedea și voi. L-aștept pe băiat să facă primul pas, pentru că nu vreau să mă hazardesc. Deci băiatul a dat drumul la acel... pitic și vrea să facă o schemă. Bineînțeles că am să-i răspund la fel de repede. Niște decuri, băiatul ăsta de mă rupe. Are niște decuri de mă rupe. Uitați-vă și voi, nu mai am cărți. Pun magicianul ăsta, cred că are viața foarte mică. Eu îl pun acolo, dar el nu o să reușească să facă mai nimic. Sau m-am înșelat? M-am înșelat? Pune-l acolo să se ducă pe el, așa, bravo. Bravo, bravo. Pune-l aici că vrea să ne atace pe mijloc, băiatul.
Iuhu! L-am spart pe băiat, ăsta e primul meci cu player. Flauleț. Cam ăsta a fost episodul acesta cu acest joc, băieți. Castle Crash îl găsiți pe Android sau pe Apple Store. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă sunteți noi. Vă mulțumesc tuturor și până una alta, urmăriți-mă pentru a vedea și următoarele gameplay-uri cu jocuri gratuite sau jocuri în română sau alte lucruri. Vă mulțumesc frumos și vă salut!